Băi, Inule, și una peste alta mi-a plăcut extraordinar de mult cum ai dansat-o pe fiica mea, pe Irina. Da, excepțională femeie. Femeie, mă, să nu-i femeie, să o dum bravă, mă, băiatul. Lesnește nasturile. Te rog frumos să schimbă. Ia uite, vorbeam de lup și lupoaicele mele la ușă. Ce credeai, că scap? Bună, tată, bună. Bună, tată, bună, bună fată. Română. Credeai tu că scap, că nu vine ele să-mi ia mie tensiunea? Dar n-am venit să-ți luăm tensiunea, am venit să te luăm la masă. Aoleu. Exact. Oricum nu e nimeni aici în firmă, așa. Păi bate vântul pe aici. Fefe e cu băiatul ăla la un shopping mic, da. Așa că o să... Așa că ce? O să vin și eu la masă. Nu, adică vin și eu la masă, nu. Bine, o să rămân singur aici, ce să fac? Nu știi, de fapt e un eveniment important și avem ceva de discutat. E o... Cine problemă de familie. Și eu nu fac parte din familie. Am înțeles. Nicio problemă. Nu, hai, dă-mi sacul, hai că plec. Ce sacul? Ăsta. Cum stă, fetelor, haina asta? Bine. Hă? Bine. Ce să schimb? Vreau să schimb ceva la mine și uite... Hai, ne-a zis, nu mai... Haide-mi să vă... Da, dacă nu ține, iau mă, ce vrei, mă, ia și gata, mă, e nebun cu sacul. Dă-te, lasă-mă. Te-ai supărat? Hai, lasă-mă. Nu știi de glumă. Nu, dar îmi plăcea ce... Bine. Bun, păi am plecat atunci. Pa, pa, Irina, să rămână. La revedere. Pam. Hai, tată. Băi, fetiță, faci ce faci și mi-i sperii... Pe băiatul ăsta, mi-l jignești, mă, parcă ești sălbatic, mă. Tu nu ești crescută în pădure. Tu ești dumbravă, nu pădure. E fierarul, tată, hai. Uite ce e. Nu mă interesează actele. Sângele ei e de dumbravă. Tată, ți-ai telefonul? Hai să mergem. Da, draga mea, vine imediat. Peria telefonul, hai. Hai să vezi la ce restaurant te duce. Te ia repede, la trepile, bă! Bă, ce-ai făcut, bă, tu-i șatra asta, bă? Ce-a ajuns, bă, șatra asta, bă, aurică, bă? Mă, nu ne mai alergă atâta, bă! Păi cine vă ține după mine? Bă, vrei să api sau nu vrei să api? Lasă-mă, bă, să descar nervii, bă! Unde mai s-a pomenit? Spune tu mie, unde mai s-a pomenit în șatra asta să se veoleze un popocel de fată ca lepții? Și de cine? De cine? De un mort, vă spun eu! Exagerez! Frățioare, spune-mi cum s-a întâmplat, bă, cum a putut să se veoleze, bă? Păi atașa, bă, cum s-a veolează? O mititică de fată! Păi tot așa și ea! Tași, bă, în gură! Tași, bă! Tu, bă, că te lași de omul meu, de Aurică! Dar ce nu mi-ai spus? Aurică, dar ce nu mi-ai spus? Ca să nu mă lăbați tu la cap acum, de-aia! Și, tata, cum ai dormit azi noapte? Excepțional. Da? Uite, Mira, am dormit ca un făt, ca un prunc nevinovat. Au folosit tot patul, am dormit în diagonală cu perna în brațe, măcar perna nu-ți furăi ca pisii. Întâi am... uitat până acum? Întâi am lucrat la aparate și, bă, nu m-am văitat, că nu m-am văitat. Dar mă văit acum. Azi, ce ai făcut? Foarte multe treburi. Am întâlnit cu avocatul meu, am avut treabă. Și ai primit telefoane, ceva? Sigur că am primit telefoane de la asociații mei, oameni de afaceri, discuții, ce... Înțelegem, mă, ce înțelegeți, mă, că băi, nu înțelegeți nimic. Cum tare? Voi sunteți sânge din sângele meu? Și vă dați după vișini, parcă eu nu înțeleg că pe voi vă interesează dacă am vorbit cu pisii? Dacă m-a sunat, dacă am sunat, e bine, n-am sunat, pentru mine pisii e un capitol încheiat, gata. Ok. Tata, noi suntem îngrijorate. Așa. Și ne-am gândit noi că... Asta vreau. De fapt, nu ne place să te vedem singur. Și ne-am gândit că o iubești în continuare pe pisii, sau, mă rog, mai simți ceva pentru ea, dar totuși din orgoliu... Care orgoliu, mă, Renate? Eu n-am niciun orgoliu. Ce-a făcut ea este de neiertat, gata, hai să nu ne enervăm, hai să... Ce ai, mă? Unde mă enervezi? Tu că mă enervezi, mă. Păi eu mă enervez că mă enervezi tu. Eu nu o să mă enervez când o să fiu mort. Până atunci nicio șansă. Până atunci nicio șansă. Am uitat și dracu, vreau să comand. Zacusca. Ai era aici. Da. Te-ai hotărât? Nu omor! Și mai l-o mor odată să moară, mă, micuța mea. O mori pe dreptă. Îl iau și eu cu capul de candarlâm. Îl iau și... Vreau să văd cum îi spiști tu scena asta lui Don Luciano. Că e Armando, fiul lui, dacă nu știai.
Armando? Da! Știam, normal că știam. Păi sigur că știam! Asta e din cauza ta și de la libertatea ta, Aurică! Și cu Cristofoare! Că s-a ajuns să se întâmple faptul divers, tomația și atră! Unde ție dreptatea, mă? Noi l-am judecat și l-am biciuit! Dar pe adevăratele, nu ce s-a întâmplat la fită acolo? Foarte formos! Dar eu pe leții nu mai las în șatră. O iau cu mine acasă. Da, ia le tu pe toate acum, că ea și vrea. Păi da, mi tătica, știi cum ne roagă? Uite așa cu lacrimi, n-o să se mute la tine acasă. Leții! Lenții! Da, zi. Ei, poți te cheamă la raport. Hai, lasă-mă. Te rog, eu mult nu complica situația. Este o simplă discuție despre ce s-a întâmplat la nuntă. Asta e tot. Hai, te rog eu mult. Da, bine, am înțeles. Hai, pa, lasă-mă că am întrebă. Ok. Ce mare e! Hai să ne întâmplăm. Nu! Haide! Nu, că mi-e frică! Ești cu mine! Nu! Haide! Mi-e frică! Tu știi ce frumos e de acolo de sus? Dar nu vreau! Știi cum se vede? Haide, haide! Nu! Îți placă! Nu! Haide! Nu, că mi-e frică! Nu! Nu, nu, nu! Haide, mă! Nu, mi-e frică! Da! Lenci! Lenci! Fata mea, formosă! Ce ochi dă tristețe și plângăciune. De ce nu m-ai mai căutat? Lasă-mă prin asta, te că n-am nimica. E, nimic mie, pui. Dacă nu mai iai fărcica, că ți-a costat tot betocul ăla. Adică gata, mai ești fecioară acum, gata, că-ți petită. Spune-mi ce să fac. Să mă lași prin asta, te că și așa să uită toți la mine ură. Care, bă, că-și pulberi pe toți, bă? Bă, ce vă uitați așa? Ce panorama aici? Ia zi, prințule, voi păsa și o puțină intimitate pe pajiște asta? Gata, prin asta te rog eu. Eu sunt bine acum, frate, mi-o are grijă de mine. Ia scoală-te de acolo, că răcești. Scoală-te, fata mea. Vezi ce gherjuriu sunt? Lasă pe frățiorul, că el n-are control, că e de sânge, de sânge, dar eu cu sufletul sunt cu tine. Îți dai voie să-ți pup mâna? Lasă-mă prin asta. Pentru tine o fac. Căprioara mea, frumoasă mea. Tată, tu știi că Pisi e blondă? Păi dacă voi două sunteți tare brunete. Nu asta am vrut să zic. De ce? Noi cu siguranță avem mai mult de un neuron. Amândouă la un loc. Chiar și separat să știi împreună avem mai mult de doi. Fetelor. Da, tată. Despre ce dracu vorbim noi acum? Nu mă prind. Păi, Pisi... Așa? A greșit, a făcut o lată, nu știu. A spus și ea că pe ea o faci oricine. Aha. Poate fi fraierit-o vreo, nu știu. Aha. E frumos să ieri, să știi. Bă, bă, băiete, bă, uite, uite unde s-a reîncarnat Maica Tereza, domne, în casa familiei Dumbravă. Foarte amuzant. Vă deranjează dacă lipsesc câteva minute? Unde te duci? Uite, mă, uite. Mă duc să mă arunc în lac, uite, mă. Tata, se uită lumea. O să întreb așa ceva unde mă duc. Mă duc. Am văzut o chelneriță mai sufletistă așa și vreau să văd dacă... Tata. Nu e bine deloc, să știu. Știu. Ce... Știi că tata e mai orgolios și nu acceptă că oamenii mai și greșesc. O, da. Doar am simțit-o pe pielea mea și nu de puține ori. Crezi că numai tu? Da, oricum trebuie să facem ceva. Nu știu, poate să ne alegem noi o mamă, ce zici? O să ne vină cum ar fi? E ceva. Hai să comandăm. Până la urmă tu ce ai? Gata? Da, zicea că e măritată. Hai, ce mâncăm? E foame. Eu vreau zacuscă cu
Eu am cerut zacuscă, am văzut zacuscă, dar nu găsesc. Păi cheamă și pe cineva, pe chelnerița sufletistă, poate de ea comandă. Nu, că s-au certat între timp. Auzi? Știi la ce m-am gândit? Ce-ar fi să o iei tu de la capăt altfel? Să-ți găsești un bărbat, că doar vorba aia, ești tânără, ești frumoasă. Nu vreau, dragă, să-mi găsesc niciun bărbat. Atunci călugărește-te la pasăre, ce să zic. Auzi, ceva nu mă enerva. Nu te enervez. Eu încerc pur și simplu să te fac un pic să râzi. Nu să rămân eu singur. Deja îmi place cum gândești. Care-i planul? Ia zi. Ei, n-am pierdut niciodată o partidă, nu o să pierd nici pe asta. Ursulețul? Ursulețul, normal. Să lasă să se liniștească apele și când o să-i treacă, să mă caute el. Păi și dacă nu o să-i treacă? Ba, o să-i treacă, pentru că mă iubește, știu asta. Păi și cum o să-l abordezi? Păi nu o să-l abordezi. Hai să fim realiști, la vârsta lui nu o să-și mai găsească una ca mine niciodată. Vârsta ca vârsta, dar la banii lui nu știu ce să zic. Mamă, nu-mi strica și mie bucuria, lasă-mă în pace. Fii și tu mai optimist așa ca mine. Mă deschizi și noi cu aforul ăsta? De altă dată, în scurt timp, o să murim de foame. Asta e, așa îmi place. Hai la muncă, nu l-am întins mâna. Niciodată l-am întins mâna. Auzi, apucă-te tu, că... Bine, mă, cam doare cap. Mă duc în bine. Ai răcifă? Mă, tu vrei să crape ferea mine de rău care mi-l faci tu mie? Nu înțeleg. Ce popurnele îmi faci? De ce te iei, mă, de fata asta? De față cu mine! Nu e o fată. Dar ce e? E o amărâtă. Aolo! Și dai pup tu ei mâna, mă? Dar mie de ce nu mi-ai pupat mâna o viață întreagă? Pentru că, fă, tu nu ești o amărâtă. Și nu ești nici fată. Recunoaște. Fata a fost violată în fecioria ei de fecioară intimă. Mă, dă-te jos după ea, mă, acum dă-te jos! Dă-te jos după ea! Mi-e milă de ea, fă! Dă-te jos, am zis, după ea! Că acum nu-i faci nimica, dar urmează că te cunosc eu pe tine! Ce faci, fă? Bă, da, terminați cu pararaba asta peste capul la fata asta! Bă, nu vedeți că e amărâtă? Ia uite-și pe asta! Ce vrei, fă? Ce s-a întâmplat? Ce vrei, fă? Bă! Dar tu ce vrei? Păi am venit să-i aduc o prăjitură. Trebuie să se ducă, mă, la el. Și dacă nu se duce? Dacă nu se duce, stăm până mâine, până poimâine, până se duce. Se duce, mă, se duce, măcar cu apă și tot se duce. Dacă am mințit, știu că, mă, a? Zic eu că n-am mințit, stai liniștit. Ce cauți, bă, treunghiul meu conjugat? E, nenestate, eu nu te văd bine. De ce fac? Păi nu vezi că e mai tinerel, are mai multe șansuri la amărâtă. Nu mă nervezi tu pe mine. Nu! Păi mie-mi place cocorența. Da! Da, cocorența e baza puirii neamului. Câte prăjituri ai adus, bă? Una! No comment! Eu i-aduc 50 de mii de, cu un camion de prăjituri. Bă, dar ar dracu ne-a să dea de treabă! Te iei de moier de față cu mine, ce nu mai mă vezi? Bă, taci dracu din gură, ești total antifilantropică. Mi-e rușine pentru tine. Eu i-aduc un camion de prăjituri din cauza la milă. Că eu sunt o suflet ca suflet, sensibil ce sunt eu. Deja ochii în lacrimi de când am aflat... Oh. Lasă-mă să am grijă de tine. Oh, fata mea. Ce zici? Lasă-mă prână. Eu te iau la mine de casă și o să am o grijă de tine. De aici și treci imediat în coațișa.
Ne-a oprit. Tot mi-e frică. Uite, uite, haide, haide, uite. Cine azi dăm? Eu mă duc după el. Stai, mă, frac, ce vrei? Stai puțin să ne gândim. Ce să ne gândim, mă? Bă, topitul! Dacă te pune dracu să-i faci ceva și lui ăsta, fii atent că o încurcăm definitiv cu albătrânul. Bă, tu n-ai încredere în fratele tău? Bă, ia stai, bă, un pic. Vrei, mă, un pic să zic cum facem, dracu, să știi și unde te face, fii atent. Deci mergem, scoatem pe Stivenu și pe urmă luăm părinul, îl ducem în șatră, îl dăm în gât și toată lumea știe ce. Și mai stăm mult la vrăjelă, poate-i face dracu ceva, lasă-mă și tu. Ce dracu să-i facă, mă, Stivenu, e băiat cu facultate, stai ușor. Bă, du-te, dracu, eu mă duc, dacă vreți să veniți bine, dacă nu să fiți sănătoși. Nu, bă, grăbite, frate, tu ăsta, bă, să moară, mă. Stivene, astăzi pui prăjit. Îți dau asta jos, dar nu țip, da? Nu urli că ai belit-o. Schina a stat în șatră și mi-a zis să nu-ți dau să halești. Dar eu-s băiat bun cu tine. Bine? Adio, okay. Uite, mă, ce fa, mă, Renule, mă? Ce fa, mă, băiețașii aici, mă, ce frumos e aici, îl țipă fratele nostru? Băi, Armando! Armando! Dă drum! Dă drum! Ce-mi place că te vă fericită. Da, dar mă dor picioarele, mă iei în spate. Da, știi că și pe mine mă dor. Azi am umblat toată ziua. Păi, hai acasă. Mergem și așa, aș vrea să stau de vorbă cu mama. Mi-a plăcut și mie să am un om așa ca asta. Stați ușor să discutăm, da? Ce să discutăm, mă? Ce să discutăm, mă? Ce țigani ești tu, mă, care ține neamurile legate? Ce țigani ești, mă? Băi, mă, stai, mă! Ce poate? Băi, eu zburi bașa, da? Eu zburi bașa aici, așa, da? Ce zburi bașa aici, așa, da? Mă, da, dracu să fie! Dacă îmi dau drumul la sânge! Gata, mă, că-l scoatem afară și are așa, da? Gata! Urchiești, mă, dezleagă-l, mă, odată, mă! Desleagă! Gata, mă!